Un bărbat de 54 de ani traversa regulamentar, pe lângă bicicletă, pe trecerea de pietoni, o stradă din orașul Găiești. Pe la jumătatea zebrei, acesta a fost lovit de o mașină. Ce a făcut? Nu i-a acordat prioritate la pieton? Da, bineînțeles. Era pe bicicletă? Eu eram pe jos și bicicleta pe lângă mine, că așa trebuie să merg pe zebră, pe lângă bicicletă. Și m-a izbit din partea dinspre bicicletă și m-a trântit pe șosea. Și când s-a coborât din mașină, m-a și înjurat. Asta a făcut. Șoferul susține că s-a trezit pur și simplu cu biciclistul în față și nu l-a mai putut evita. N-avea viteză. El a sărit în mașină, în fața mea. Uitați semnul pe mașină, se vede de aici. N-am avut cum, nici nu l-am văzut că era o altă mașină în față care a trecut. N-am avut cum să-l observ. Nu sunt băut, nu nimic. Asta e. N-ați putut să-l evitați? Nu. Dar l-am evitat că a căzut dincolo. Martorii accidentului s-au îngrozit la gândul că s-ar fi putut întâmpla o tragedie sau că în locul bărbatului ar fi putut fi un copil. Permisul luat să stea acasă. Uite, dacă era un copil și l-omorat de tot. L-omorat și nu mai pleca viu de aici. Să stea acasă, că e omul în vârstă, nu-i mai trebuie permis. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.